Congresul Profesiei de Auditor Financiar a reunit la cea de-a șaptea ediție peste 300 de participanți. Dat fiind contextul pandemic, evenimentul s-a desfășurat în premieră, în format virtual. Auditorilor financiari din România a invitat sute de profesioniști la nivel național și global la o nouă ediție a Congresului Auditorilor. Evenimentul a abordat diverse teme, cele mai dezbătute fiind digitalizarea și viitoarele rapoarte de sustenabilitate ale companiilor. Este primul congres din istoria Camerei care este organizat 100% în sistem virtual. Pandemia, evident că a afectat economiile și societățile în ansamblu, bineînțeles că a afectat și activitatea auditorilor financiari. Din acest motiv am considerat că este nevoie să avem o dezbatere asupra provocărilor pe care le-a adus această perioadă de pandemie, care în principal a accelerat digitalizarea. Sustenabilitatea a fost una din temele care au fost dezbătute la acest congres. Va ajunge la un grad de importanță similar între partea de cifre cu care eram noi obișnuiți în prezent să o audităm și această parte de sustenabilitate, adică impactul pe care îl au companiile asupra mediului, asupra societății în ansamblu. Un congres al unei profesii liberale este binevenit pentru că transmit niște mesaje de încredere către membrii organismului profesional, către auditori, să-și desfășoare activitatea, că organismul profesional este alături de acești liberi profesioniști, le dă încredere și curaj ca să meargă mai departe. În cadrul evenimentului au fost premiate, printre altele, cele mai longevive companii românești din domeniu. Camera Auditorilor Financiari din România are peste 1500 de membri persoane fizice și peste 1000 de membri persoane juridice.